În anul 2016, dincolo de continuarea instrumentării dosarelor de corupție la nivel înalt, prioritățile DNA vor viza și investigațiile privind corupția în administrația publică locală, corupția în sistemul judiciar, corupția în instituțiile de control și instituțiile de executare a pedepselor, corupția în achiziții publice, în special în domeniul sănătății și infrastructură, frauda cu fonduri europene, recuperarea prejudiciilor și confiscarea extinsă.